seara sau bună dimineața sau bună după amiază, stimați oameni buni. Iată, ne aflăm la al nu mai știu câtelea episod din TVR Motor Acțiune, unul din podcasturile TVR. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Munteanu, regizor și realizator al televiziunii publice. Nu sunt regizor de profesie, nu am studiile speciale și nu vreau să uzurp această... Dar ocupația? Ocupația sunt realizator de filme documentare și producător. Realizator și producător de filme documentare și nu ești nici un pic regizor. Nu te cred. Așa, ok, rămâne așa. Noi ne-am întâlnit astăzi pentru a vorbi despre Poarta între căi, un film care va apărea, realizat de tine, care va fi în... Sperăm anul ăsta. Anul ăsta, în 25 decembrie, știu eu. Dar, întrucât încă nu e 1 decembrie, suntem câteva zile înainte, iată, tu ai, mai ai un film care se numește Ultimul zbor peste graniță. Da. Hai să vorbim despre el mai întâi, dacă tot mai sunt câteva zile. Și suntem în finalul postproducției. Așa. E un proiect foarte vechi al meu, mă rog, foarte vechi, la care mă gândesc de foarte mult timp. Inițial l-am vrut pentru centenar. S-a întâmplat să nu fie pentru centenar și el s-a tot rostogolit apoi, dar din rostogolitul ăsta, din fericire, adică a avut și o latură bună, el a crescut și de unde l-aveam în variantă, ori îl fac un documentar simplu clasic, ori, dacă găsim fonduri și înțelegere, să-l ducem către o docudramă. Iată că am găsit fondurile și înțelegerea, casa de producție TVR a bugetat acest film, și atunci am reușit să facem o docudramă. Cu destul de multă investiție și... Am văzut că și din ce materială, la promo, da? Dar umană și intelectuală, să zicem așa, cu o participare destul de serioasă a televiziunii. E un film care s-a investit foarte mult, ca efort, ca și nu în ultimul rând, și financiar. Despre trivia vorbind, am văzut uniforme, am văzut mașini de epocă, am văzut avion, machetă la scară, teribil. Machetă la scara 1x1, o bucată, o felie din avion este realizată în televiziunea. A fost ceva desfășurare de forțe. Adică. În studiouri, în atelierele televiziunii române, a fost o desfășurare de forțe care, într-adevăr, trebuie să recunosc, sunt unul din puținii fericiți din instituție, nu se întâmplă în fiecare zi. Da. Nu se întâmplă din mai multe motive. Principalul rămâne un motiv destul de obiectiv. E mai scump să faci lucrul ăsta, nu poți să-l faci în fiecare zi. Nici... Cu ocazia zilei de 1 decembrie, poate merge. Zilei de 1 decembrie, iată că cineva s-a gândit. Povestea, pe scurt, ca să înțeleagă cine se uită la noi despre ce e vorba, că e Indiana Jones, dacă mă întreb pe mine puțin. Povestea pleacă de la un zbor despre care se știe și s-a știut foarte puțin și apare foarte puțin în arhive, în arhivele militare, în poveștile istorice, în relatările istorice, apare foarte puțin acest zbor. Este vorba de un zbor care a dus niște documente, nu se știe prea bine exact ce documente, un schimb, o corespondență între liderii transilvaneni, care se găseau în mare parte la Arad și în încă câteva orășele din Transilvania, și guvernul român aflat în refugiu la Iași. Au fost mai multe schimburi de documente. Deci e o poveste de spionaj. Neapărat de spionaj. E o poveste despre niște hotărâri pe care trebuiau să le ia împreună, practic, cele două entități în pragul unirii lor, vorbim administrative și politice. Decizia fusese luată dinainte, știm cu toții istoria, intrasem în război pentru asta, iar liderii transilvaneni așteptau acest moment de cel puțin de 70 de ani. S-a întâmplat să se petreacă acum și s-a întâmplat, dar era nevoie de o comunicare între cele două părți. Era nevoie, în primul rând, datorită situației practice din Transilvania, care era plină de niște trupe maghiare care tamanceși semnaseră capitularea împreună cu restul Imperiului și de trupele germane care se retrăgeau din țara românească, fuseseră împinse de trupele franceze care trecuseră Dunărea, se retrăgeau către Germania, tot prin Transilvania. În toate chestiile astea trebuiau să treacă niște mesageri. Transilvania era încă totuși sub dominație maghiară, sub un guvern maghiar, care controla destul de strict drumurile. La un moment dat, ca să se vină cu hârtiile înapoi din Moldova către Transilvania, s-a luat decizia să se plece cu un avion. Pare banal astăzi să zbori de la Bacău la Blaj.
De ce ne agităm atât? Nu era chiar atât de banal. S-a întâmplat să fie o toamnă și o iarnă foarte timpurie și friguroasă. Din păcate, eu la filmare nu am avut zăpezile pe care mi le-aș fi dorit. E încălzirea globală peste noi, ce să facem? Încălzirea globală a venit, da. Dar dincolo de asta am avut cam tot ce mi-aș fi putut dori în condițiile date. Ca să revin la poveste, pe acest frig, un aviator, Vasile Niculescu, împreună cu cel care venise cu documentele din Transilvania, un oarecare Victor Precu, pleacă înapoi, zboară peste Carpați. Ceea ce nu era puțin lucru. Ceea ce atunci. Nu era puțin lucru, bănuiesc că lumea știe în general, dar e bine să ne gândim, era un avion practic de pânză. Un schelet de metal cu ceva lemn, cu niște cabluri de oțel și restul era pânză. Cam frig. Și un motor pe care astăzi, dacă ne l-am pune la mașină, ne-am gândit de trei ori că e cam slab, așa, avea 100 de cai putere. Nu știu câți mai avem mașini sub 100 de cai putere în zilele ziceam noastre. Ziceam, e o poveste gen Indiana Jones, din ce povestești. Și are loc acest zbor, da. O aterizare triumfală la Blaj, pe Câmpia Libertății, o primire la fel de triumfătoare a acestor emisari acolo și ulterior fac acel schimb de scrisori, lasă documentele, unele au rămas, altele nu. Până și astăzi am găsit o sursă cum că aș fi găsit principalul document, adică scrisoarea lui Brătianu personală către conducătorii transilvanieni. Nu cred în el, fiindcă nu i-am găsit o referință, așa că nu pot nici măcar să vorbesc despre ea, fiindcă e dată doar ca o scrisoare. Nu are nicio referință, nu e facsimil, este doar un text publicat. Nu pot să-l cred, că încerc să fac treaba cât mai riguros și din punct de vedere istoric. Nu sunt istoric de profesie, dar deontologia profesională te obligă, evident. Prefer să nu fabulez prea mult pe lângă. Oricum este o poveste de film, inevitabil. E o poveste de film, de acțiune. Zborul este pretextul, în rest e țesut pe lângă, practic cum cele două conduceri ale ceea ce devenea România peste 10 zile au conlucrat, deși erau oarecum în antifază, fiindcă dura foarte mult. Avionul a zburat 2 ore, dar drumul de la Arad până la Iași se făcea în 4 zile, se făcea în 6 zile. Nu erau drumuri, în primul rând. În primul rând nu erau drumuri, 2 erau înzăpezite trecătorile, 3 erau controlate de maghiari și te întâlneai și cu armata germană, care nici ea n-avea motive să fie avea alte idei masă, despre, deși, da. Mă rog, era în retragere. Bun, acest film, Ultimul zbor peste graniță, va rula pe 1 decembrie, la prânz, la ora 12. 12, evident, pe TVR1. Vă invit să-l vedeți. Dacă vedeți podcastul, Octav o să-i dea drumul repede podcastului, așa că o să aflați pe lângă promo-ul de pe post ce și cum. Hai să trecem la subiectul următor, respectiv următorul tău film, Poarta între căi. Spune-ne despre ce e vorba. Poarta între căi, teoretic și practic, mă rog, e un subiect mai aproape de ceea ce fac de obicei. Sunt și producătorul Memorialului Durerii, printre altele, și am făcut o mulțime de filme din istoria comunistă a țării. Câteva serii, Arheologia crimei și Dreptul la memorie. Ele o să se reia acum pe TVR Cultural, pe reproaspăt, reînființat. Care pe va fi lansat tot de 1 decembrie. Practic, la Arheologia crimei am aflat despre Poarta între căi. Poarta între căi este, în primul rând, un loc, un punct geografic, o intersecție de 7 drumuri într-un sat din Apuseni. Pe teritoriul acestei comune, Bistra, din munții Apuseni, practic toate drumurile care merg din sat către zona de pășune alpină a comunei și care leagă toate cătunele acelea de le știm din Apuseni risipite pe dealuri, practic toate drumurile trebuie să treacă pe aici, prin această poartă între căi. E un nod. Este un nod de circulație, dacă vrem să-i spunem așa, pastorală. Pe acolo treci cu vaca la păscut, pe acolo urcă turmele către munte, pe acolo se întorc turmele. Prin locurile astea se mergea pe jos, se mergea cu vaca, cu vacile, cu oile, mai trecea câte un urs, câte un mistreț,
Acum trec jeepuri, trec tot felul de... Cu ce s-a mai dezvoltat omul? Povestea pleacă tot de la un eveniment tragic din istoria comunistă a României, că n-avem ce face, ne-am marcat și încă tragem serios după urma ei. N-am scăpat de ea și încă nu se întrevăd de finalul. Undeva în iarna lui 49, în primăvara lui 49, în martie 49, mai sus de poarta Întrecăi, într-un loc numit La Groși, un maior din, mă rog, bucureștean să-i spunem, deși era din alte părți ale țării, dar stabilit în București, dat afară din armată, duce acolo maiorul Dabija, înființează acolo un post de rezistență în munți. Împotriva orânduirii comuniste. Împotriva orânduirii comuniste. Acum, cred că și eu, repet, nu sunt istoric, dar am căpătat oarecare experiență în... A făcut probabil mai multe greșeli din punct de vedere al unei organizări militare, chiar și a unui astfel de grup. A strâns foarte mulți oameni într-un timp foarte scurt. Foarte mulți înseamnă peste 25. S-au strâns acolo sus la Groș, unde a construit o cazemată. În toiul iernii, vorbim de decembrie 48, martie 49, evident a fost relativ ușor de descoperit. Urme pe zăpadă, foc și așa mai departe. Plus, ca întotdeauna și ca în imensa majoritatea acestor cazuri, turnătoriile de rigoare. O astfel... E greu cu principiile. E greu cu principiile și sigur că... Mai ales cât e frig. Principiile sunt foarte importante. Să ne raportăm totuși la ceva foarte practic. În clipa în care năvălește securitatea într-un astfel de loc, în care localnicii trăiesc din pădure, din animalele lor, din braconaj, din furt de lemne, acela minor, de zi cu zi, nu vorbim de defrișări de zeci de hectare, nu intrăm în subiectul ăsta, dar orice om se ducea în pădure și își lua niște lemne. Când se ducea în pădure să-și ia niște lemne, care poate că era pădurea statului sau a vecinului, mai lua și o căprioară, să mai întâlnea cu un mistreț. Când ai zeci de trupe de securitate care îți tropăie non-stop în satul ăla, încep să ai o problemă. Nu mai poți face asta zilnic, că te vede securitatea cu mistrețul în spate. Am înțeles. Așa și... Și atunci, din start, lucrurile nu sunt totdeauna așa numai la principii. Sunt foarte umane. Din start, tu... nu-ți convine că ai acolo pe niște unii care vor ei să lupte cu comunismul. Tu încă n-ai aflat prea bine ce e cu comunismul. Ești în 48. Nu știi încă ce se întâmplă în creierii munților, ce înseamnă la comunism. Pentru tine e grav că tu mai poți să-ți cari căprioară. Pentru tine, sigur, începe să devină grav că poate te întreabă de ce ai cosit fân, de ce nu dai 3 kg de lapte sau 10 sau 50 de litri de lapte. Dar prima dată îți agresează viața asta pe care nu dai socoteală nimănui până atunci. Și atunci încep să apară poate aceste slăbiciuni. Dincolo de asta, da, au fost niște presiuni uriașe. Grupul este desființat foarte repede în acest martie 49. E o bătălie destul de mare. Mor 5 din oamenii din grupul de rezistență, mor și vreo 3 securiști. Sunt arestați marea majoritate, scapă câțiva, printre care și doi localnici care la fel aveau o poveste de dinainte. Și ei erau foști braconieri, contrabandiști, dar care se alăturaseră acestui grup. Și satul începe totuși acum să se transforme. Satul începe să cunoască... Sub influența noii urânduiri și după acest eveniment violent și dramatic, în care n-a fost foarte implicat, nu erau foarte mulți săteni sus. Sus erau foarte puțini săteni. Dar fuseseră ajutați de cheaburii locului. Fuseseră ajutați de oameni bogați din sat, care într-adevăr aveau ceva de pierdut. Îndauna oamenilor săraci care nu aveau nimic de pierdut. Ba mai mult au constatat că pot să câștige ceva din toată afacerea aceasta. Fiindcă și aici, dar și în foarte multe alte locuri din țară, nu a confiscat statul tot. Mai ales unde n-a fost colectiv. La munte nu a fost colectiv, aia e, da. În primul rând că aici nu s-a înființat colectiv, a fost doar întovărășire din aceea. Dar nu statul era ăla care lua neapărat ceva.
ce s-a întâmplat ca cel care a turnat pe cineva să primească, când ăla a fost luat și dus în deportare sau în pușcărie, o recompensă, chiar din averea lui. Și au fost lucruri care s-au întâmplat direct așa. S-a întâmplat ca soția, sub mari presiuni, să-și toarne soțul. Presiuni în sensul că dacă nu te potolești, îți luăm copiii, dacă nu ne spui cine e ăla, dacă ne spui, o să stai liniștită, o să-ți găsim un post, o să te angajăm. Evident, nu i-au făcut nimic din toate astea. Ea a apucat să-și toarne însă soțul. Distrugerea unei comunități, de fapt. Distrugerea unei comunități, să ne gândim că moral. Pe copiii acestor doi soți, de exemplu, pe unul din ei avea 4 ani și securitatea îl fugărea să spună dacă a venit taică soaz noapte și îi dădea recompensă, îi promitea recompensă niște bomboane. Deci securitatea dădea și bomboane. Astăzi satul ăsta e un sat banal. E un sat care a trecut peste asta. Asta încerc să văd. Eu n-am terminat încă filmul. Eu asta încerc să văd. Asta caut. Ce s-a întâmplat în satul ăsta? Cum s-a transmis trauma asta a trădării? Cum s-a transmis trauma asta a trădării inevitabile? Cum s-a transmis generațiile următoare? Și într-adevăr descoperim și alte șocuri din astea pe care le vedem în altă parte, celebrii nostalgici și așa mai departe. Am stat de vorbă cu un bătrân care oarecum martor al celor întâmplate atunci, apucase, mă rog, ca copil să vadă și să știe câteva din lucrurile astea. Zice, domnule, pe valea asta erau 56 de perechi de boi. Acum nu mai e nicio pereche de boi. Nimeni nu mai are boi. În timpul acesta, în curtea lui, trona un tractor Fiat nou-nouț. Păi nu mai avem boi, că avem tractoare. Dar ei nu realizează că e foarte frumos. Poate s-a pierdut ceva, nu doar s-a câștigat ceva. Da, adică nu știu unde e drama că nu mai avem boi și unde totuși e un progres că am câștigat un tractor între timp. Filmul tău vorbește despre acest poartă între căi, despre acest eveniment în sine sau încerci să tragi o concluzie, să existe o morală? Plec de la acest eveniment, nu pot eu să trag, eu nu vreau să trag nicio concluzie. Adică văd unde am ajuns. Găsești un rezultat al acestor acțiuni, acestor întâmplări care se adună și la sfârșit... Să văd unde am ajuns, vreau să văd unde sunt. Adică vei descoperi după ce vei strânge toată... Unde am ajuns și... Noi ca... Ei ca... Și în mic și în mare noi ca națiune. Mic, comunitatea de acolo și noi pe lângă, fiindcă e totuși relativ reprezentativ pentru deci foarte, ai filmat mai ales acolo. De zona rurală. Ai filmat acolo? Am filmat acolo și cât timp? Trebuie să mai plec o dată la filmare. Acum, pe zăpadă. Să sperăm că ninge. Na. Teoretic, sus a nins. Sus a nins. Nu știu dacă neapărat da, jos. Da, povestește producție. Sus. Cum a fost? Câți oameni? Deplasare de forțe. Asta, poarta între căi nu. Deplasarea asta nu e o deplasare de forță. Asta e o deplasare de mai multe deplasări. Încercăm să stăm cât mai mult acolo, pe liniște, să ne întâlnim cu oameni, să căutăm oameni care să vrea să vorbească. Asta e o mare problemă. Lumea nu prea vrea să vorbească. Deci sunt niște sechele. Da, sunt niște sechele. Sunt niște sechele pe care e foarte greu. Nu știu dacă o să le descoper, dacă o să pot să le arăt. Eu le știu, dar nu știu dacă o să pot să le scot de acolo. Fiindcă deci, refuză să vorbească cu noi. Din multe puncte de vedere, refuză să vorbească cu noi, ci oamenii nu mai vor să-și amintească. Și cred că asta este poate marea noastră problemă. Bătrânii sau tinerii? Tinerii vor să vorbească sau nici nu mai sunt tinerii? Tinerii nu prea mai sunt. Nu prea mai sunt. Da, că tinerii, odată că nu prea mai sunt, doi, cei care sunt nu prea interesează. Sunt conectați la cu totul altă lume. Sunt conectați la cu totul altă lume și ăsta este un alt fenomen. E o consecință a faptului că... Dar eu cred că socoteala aia rămasă neînchisă a dus... Sunt religioși oamenii? Te întreb pentru că... Mă întreb cum se împacă lucrurile astea. Biserica e plină. Peste asta s-a suprapus și conflictul religios. Biserica era greco-catolică. Spune-mi despre asta, da. Foarte biserica interesant. Era greco-catolică. Așa. Marea masă a populației era greco-catolică.
a trecut la fel de... Mă rog, probabil că atunci au fost oarecum niște conflicte. Vorbim, se suprapun perioadele, tot 48, când s-a trecut la... Stai, conflicte între Biserica Ortodoxă Română sau între comuniști și greco-catolici care erau văzuți între, ca trădători? Conflictul de atunci dintre comuniști și greco-catolici uh-huh. s-a suprapus în 1948 peste asta. Biserica Ortodoxă Română și în diversele ei forme locale sau atunci a luat aceste proprietăți fizice. În unele locuri s-a trecut la religia ortodoxă, adică preotul a acceptat, de foarte multe ori în schimb preoții greco-catolici n-au acceptat și cel puțin liderii lor au ajuns cu toții în închisori. Dar și asta a lăsat niște sechele, evident. În multe locuri oamenii au continuat să practice cultul greco-catolic în catacombe, să zic așa. Se țineau slujbe acasă, la unul din ei sau acasă la preot. Au fost preoți care oficial au trecut la ortodoxie, dar țineau slujba greco-catolică acasă. Cum zice românul, lumea s-a descurcat, știi? S-au găsit cu mereu. Niște riscuri. S-au găsit mereu soluții. Riscurile erau, sigur că da, riscurile au fost întotdeauna, mai ales în prima perioadă. În prima perioadă, riscurile de a fi descoperit că ții slujbe acasă sau că te duci și botezi greco-catolic pe vreun copil de enoriaș, riscul era enorm. Adică nu era un risc, era o certitudine pe aici la închisoare. Comunitatea asta în ce direcție se... Bine, spunem cât se poate, ca să nu dăm prea mult din film. În ce direcție se îndreaptă? Se stinge? Se transformă? Nu, se stinge. Nu se stinge. E o comunitate destul de serioasă. Adică sunt oameni acolo? Sunt oameni acolo, sigur. Încep să coboare, nu mai stau sus. Cătunele de sus din munte... Le-am văzut chiar în vara asta. Am avut o filmare pe acolo și am văzut că sunt cam Încep să coboare, dar satul... Nu poate fi spus că e un sat părăsit, e destul de bine administrat în momentul de față, e un sat bine gospodărit, are școală, are... A existat o migrație a oamenilor care caută un alt fel de existență de la oraș? Știi că e un fenomen acum, dacă îți pare ce bani te muți în zona rurală ca să pastorală. Nu, că zona lor urbană e foarte aproape, e practic tot aia, e Câmpeniu, e un sat lipit de Câmpeni. Da. Ăla e urbanul lor. Altfel, Clujul e la 100 km, Alba e la 80 și ceva de kilometri. Ieșiți oarecum lipiți de zona. Că zona turistică a Apuseniilor începe de la Câmpeni în sus, pe Arieșul Mare, pe Arieșul Superior. De aici în jos nu e o zonă evitată, dar nu e o zonă turistică. Prin intersecția asta... Ai remarcat cumva în timp ce filmai că nu vor să vorbească despre lucruri. Îi macină ceva? Au așa o greutate pe umeri, oamenii? Asta este lucru... Nu prea. Sunt păcați cu viața. Asta e. Asta e. Atât am putut. Senzația clară este că acolo nu s-a tras o linie. Și în țară nu s-a tras o linie, numai acolo. Noi nu am tras linia aceea. Ne fi întrasă... Stai, hai să fii mai clar. Despre ce linie vorbești acum? Să trecem așa o socoteală. Dom'le, am încheiat perioada comunistă. Ce am realizat în ea? Am înțeles. Ce s-a întâmplat în ea? Cu ce am rămas? Cu ce am rămas, ce am pierdut... Ce ni s-a luat, da, exact. Și eu continui să susțin că la câștiguri nu prea avem ce pune. Dar să tragem această linie. În satul ăsta nu s-a tras și mai nicăieri în țară nu s-a tras. Filmul tău asta încearcă să arate. Cam asta încerc să arăt, că... Avem lucruri nerezolvate. Avem lucruri nerezolvate. Ok, abia aștept să-l văd. Pe mine m-a... Problema este că pe mine mă preocupă chestia asta și îmi dau seama pe măsură ce îmbătrânesc că aceste lucruri nerezolvate ne afectează atât finalul vieții, cât mai ales începutul vieții urmașilor noștri. Da. Despre asta e vorba. Care le transmitem toate aceste lucruri nerezolvate și toate sechelele care sunt ale noastre, nu ale lor. Da. Vorba proverbului, părinții mănâncă aguridă și copiilor lui se strepezesc dinții. Exact. Cu această mostră de înțelepciune populară, îi mulțumesc încă o dată Alexandru Muteanu pentru că a venit la podcastul nostru. Cu drag. Și abia așteptăm să vedem filmul în jur de...
Sfârșitul, după Crăciun. După Crăciun. După Crăciun. Bun, vă spun eu când că la promo va ajunge. După Crăciun. Îți urez mult succes și... Mai am încă unul de făcut care nu... Mai fi odată, mai fi odată. Așa. Sunt foarte aglomerat în acest sfârșit de an. Știi cum e? Oamenii se plâng în momentul când nu lucrează sau când lucrează prea mult. Da. Hai să ne plângem numai din cauza celui de-al doilea motiv. Deocamdată, da. În acest sfârșit de an sunt foarte prins, fiindcă practic am 3 filme de făcut acum, într-o lună. Determinat, ele sunt filmate aproape integral, sunt, dar intră unul după altul pe post și postproducția este destul de e grea. Complicată. Bine, mulțumesc încă o dată. Abia aștept să vedem filmele tale și... Te mai așteptăm. Cu drag. Mersi încă o dată. Numai bine.